Inevitabilul s-a produs, de cele era frică oamenilor din conducerea echipei Mușcelul Câmpulung nu au scăpat. Ocupantul locului 2 la jumătatea sezonului, Mușcelul Câmpulung a pierdut astăzi pe fundașii centrali George Cotigă și Bogdan Stancu, doi dintre cei mai buni jucători ai turului de campionat. Celor doi le-a expirat în această iarnă împrumutul la Câmpulung și au semnat cu SCM Pitești, echipă ce va fi antrenată din retur de Nicolae Dică. În cele 13 etape ale turului de campionat, deși fundaș central, cei doi jucători aveau marcate în total 7 goluri, Cotigă 4 și Bogdan Stancu 3, ambii punctând chiar în meciul cu SCM, scor 3-0. Bogdan Stancu, 3 etape, 3 goluri. Da, trec printr-o perioadă foarte bună, 3 goluri consecutive. Sunt fericit, în primul rând, că m-a ajutat echipa. Ce să zic, e cea mai bună perioadă prin care trec acum. George, un meci frumos, 3-0. I-ați umilit, practic, pe adversarii voștri de astăzi. Da, ne așteptam la un meci greu, un meci al orgolilor. Dar eu cred că ne-am impus și am fost mult mai motivați decât ei, pentru că, după părerea mea, au făcut o greșeală, tot timpul subestimându-ne. De ceva vreme tot am văzut declarații cum că noi suntem întâmplători pe locul care suntem, că am câștigat numai minutul 90, că avem teren nu știu cum, că avem echipă slabă, că suntem de la țară, că suntem nu știu de unde. Iată că azi am demonstrat și nu oricum, le-am marcat 3 goluri și le-am arătat de ce suntem noi pe locul care suntem și ei sunt pe locul care sunt. Odată cu transferul la SCM Pitești și salariile celor doi jucători au crescut considerabil. Bogdan Stancu va primi 18 milioane lei vechi pe lună, iar George Cotigă 25 de milioane, în condițiile în care la Câmpulung cei doi aveau în jurul a 10 milioane de lei vechi fiecare. Loturile naționale de tenis de masă, juniori, fete și băieți ale României au efectuat în perioada 19-24 decembrie un cantonament de refacere în stațiunea montană Predeal, cantonament organizat de Federația Română de Tenis de Masă. Din delegații au făcut parte și 3 jucători de la CS Pristavu Câmpulung, Alexandru Manole, Florin Spălbuș și Ștefan Tonghioiu, însoțiți de antrenorul Mădălin Ionașcu. În toată această perioadă s-a pus accentul pe pregătirea fizică, fără ca jucătorii din lotul național să ajungă și la masa de joc. Au avut în schimb timp și pentru plimbări prin împrejurim, dar și meciuri de fotbal pe stadionul din localitate. Site-ul sportinmuscel.ro prezintă un colaj cu 40 de fotografii care definesc anul 2015 în sportul muscelean. 5 dintre acestea am ales și noi pentru rubrica Sport de astăzi, tabloul complet urmând să-l găsiți pe site-ul amintit. Bucurie după încă un punct câștigat de voleibalistele de la CS Mușcel Câmpulung. Neînvins, dacă Dumnezeu mi-a mai dat o șansă, înseamnă că mai am de făcut câte ceva, spune Ionuț Butoi, după nefericitul eveniment din Afganistan. Este un foarte bun înotător, a fost legitimat la Steaua București, iar acum se pregătește pentru a participa la Jocurile Paralimpice Invictus. Perfectă pentru această iarnă, în lipsa zăpezii, săniuța fuge și pe asfalt. Imaginea a fost surprinsă în timpul concursului Sania, Tradiție și Viitor, organizat în grădina publică din Câmpulung în luna septembrie. Automobilismul a fost și rămâne o tradiție în sportul mușcelean. Din 2006, Câmpulungul este nelipsit de pe harta competițiilor de viteză în coastă. Media. În tot acest an, Mușcel TV a fost alături de fiecare sport, de fiecare sportiv. Aici, la gala fotbalului, alături de Ionuț Badea, antrenor secund al echipei naționale a României calificată la Euro 2016.